Înghețată de lămâie, simplă, delicioasă și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Astăzi vom face împreună înghețată cu lămâie și vom avea nevoie de miere de albine, de lămâi, de o banană și de apă. Și de un blender ca să mixăm totul. Vom începe cu lămâile și vom scoate zeama de la lămâi și vom avea nevoie de 200 de grame, cântărim totul în grame, de zeamă de lămâie, o banană, 400 de apă și 120 de grame de miere de albine. Începem să stoarcem lămâile. Și vom face totul în mașina de înghețată, dar dacă nu aveți mașină de înghețată, puteți face și în frigider, în congelator, puneți toată compoziția într-un vas. Și când începe să se formeze acele cristale, după o oră, o oră și jumătate, amestecăm, închidem și apoi dăm din nou și repetăm această operație de 4-5 ori. Deci stoarcem foarte bine lămâile până obținem 200 de grame de zeamă de lămâie. Și pe canalul meu de YouTube găsiți peste 1000 de rețete dulci sărate și nu numai. Găsiți și unguiente pentru dureri, pentru articulații, pentru mușchi, creme pentru față și corp, rețete de săpun și multe, multe altele. Așa, acum într-un blender vom pune zeama noastră de lămâie, o strecurăm printr-o sită. Adăugăm și o parte din apă. Rețeta este foarte simplă. Este făcută doar cu apă, lămâie, miere și o banană. Vom pune și banana în blender și vom mixa totul circa un minut. Dacă adăugăm și mierea, 120 de grame de miere, dacă puneți zahăr în loc de miere, deci apa cu mierea o puneți pe foc. Când, în momentul când clocotește și zahărul s-a topit, dăm de pe foc, lăsăm să se răcească și apoi putem adăuga cu mierea și cu lămâia și cu banana. Acum blenduim totul. Și la urmă vom adăuga restul de apă. Puteți folosi și lapte, dar o să fiți foarte mulțumiți de această rețetă super, super gustoasă, simplă și gustoasă. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia, să vă înscrieți dacă încă nu ați făcut-o, este gratis. Acolo găsiți peste 1000 de rețete. Cum am spus, de la rețete dulci, rețete sărate, unguiente, creme pentru față și ten, pentru corp, uleri medicinale, rețete de săpunuri realizate la rece și multe, multe altele. Acum, după ce am blenduit totul, ne mutăm la mașina de înghețată și vom pune, mai întâi gustăm să vedem dacă este bun de lămâie, dacă lămâia o puteți pune treptat.
gustat de la 120-150 și după aceea gustați și după aceea adăugați restul. Dacă sunteți mulțumiți de gustul de lămâie, puteți lăsa așa. Acum punem totul în mașina de înghețată și lăsăm circa 30 de minute să meargă și să se formeze înghețata noastră. Odată ce înghețata este gata, o putem pune în cupe și o servim cu coajă de lămâie rasă și cu o frunzuliță de mentă. Punem în vase, în cutii de plastic sau de sticlă și punem înghețata noastră la congelator și o scoatem. O lăsăm 5 minute și după aceea o putem servi. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Pupici și încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. La revedere!